Ce să zic, a fost un turneu interesant pentru că în afară de noi toate celelalte echipe nu sunt din Europa, sunt din Africa sau Arabia. Semifinala și finala au fost două jocuri mult mai dificile, cu Camerun și ultimul meci cu Azerbaidjanul. O competiție interesantă și în care noi am jucat foarte bine, am reușit să câștigăm până la meciul din finală toate jocurile la peste 10 goluri. Iar finala am câștigat-o la 6. Sunt foarte mulțumit pentru că mi-au lipsit patru dintre jucătoarele de bază care joacă în Europa și n-au putut să vină. Și am încercat și câteva soluții noi pentru viitor, care unele dintre ele au dat satisfacție. Una peste alta a fost o competiție reușită. Și să știți că adversarii nu sunt foarte ușori, pentru că sunt trei dintre echipele care au participat la ultimul campionat mondial, Iranul, Uzbekistanul și Camerunul. Senegal, la fel, o echipă foarte interesantă, care are multe participări la campionatul mondial. Ca orice drum nou pe care îl începi, în Turcia handbal nu este 100% profesionist. Sunt foarte multe dintre jucătoare care, pe lângă handbal, mai fac și alte joburi. E dificil, dar într-un timp destul de scurt, de 6 luni de zile, am reușit să descopăr câteva jucătoare foarte bune și să facem un nucleu cu care am avut câteva evoluții bune și la campionatul mediteranean de luna iulie-august. Și acum am încheiat acest turneu neînvinși și cu victorii pe linie la diferențe destul de mari. Ce urmează pentru noi? În luna octombrie-noiembrie avem două meciuri de calificare cu Anglia, care le vom disputa pe amândouă acasă în Ankara, iar după aia, în funcție de clasamentul care va fi la sfârșitul campionatului european, vom întâlni una dintre echipele clasate mai jos în clasament, cu care vom juca două meciuri, una acasă și una în deplasare, pentru calificarea la campionatul mondial.